Aș dori să avem câteva mesaje, poate 1 2 trei, nu știu exact, despre membralitatea în adunările Domnului Isus. Ne pregătim să primim câțiva membri în adunare și cred că ar fi un moment oportun să ne readucem aminte câteva adevăruri fundamentale despre ce înseamnă să fii un membru în, într-o adunare a Domnului Isus Hristos cu alte cuvinte ținta audiența țintă pentru aceste mesaje sunt în primul rând cei care vor să fie membri. Asta înseamnă că ei trebuie să fie familiarizați cu ce înseamnă să fii membru într-o biserică. Apoi cei care sunt membri în această adunare trebuie să ne reîmprospătăm memoria cu privire la responsabilitățile noastre ca membri unii față de alții și față de cei care vor să fie membri. Da? și în al treilea rând, cei care nu sunt membri și nici nu vor să fie membri, uh, sunt dezinteresați de lucrul ăsta și ei trebuie să înțeleagă ce lucru glorios a făcut Domnul Isus pentru biserică și că este crucial să fii membru într-o biserică. Da? Cu alte cuvinte, mesajele astea sunt pentru toată lumea. Uh, vreau să încep în seara aceasta, în acest studiu, cu premiza membralității. Este o premiză a membralității. Premiza membralității este că există o adunare în care trebuie să fii membru. Da? Deci nu poți discuta despre membralitate decât dacă există un loc în care să fii membru sau un loc unde vei fi membru. Da? Deci nu poți vorbi despre membralitate decât dacă discuți înainte despre adunarea în care vei fi membru. Da? Cu alte cuvinte, ar fi o lipsă de înțelepciune crasă să-ți dorești să fii membru în ceva și să nu știi ce e lucrul ăla. Da? Vreau să fiu membru în adunare. Dar ce e adunarea? Nu știu și nici nu mă interesează, dar vreau să fiu membru acolo. E absurd, da? Nu -i... Chiar dacă e bine să fii membru în locul respectiv, în adunarea respectivă, nu înțeleg din partea ta să dorești să fii membru în ceva ce nu știi ce este. Da? Sau ai niște idei foarte vagi despre ce lucruri lucrul respectiv, sau grupul respectiv, sau comunitatea respectivă, sau nu știi uh, uh, ce congregația congregația, cum funcționează congregația, aia, ce urmărește congregația, aia, da? uiți așa din exterior, zici îmi place cum se poartă oamenii ăștia sau îmi place ceva din adunarea asta, dar nu știu ce vor să facă ăștia, cum funcționează, care sunt interesele lor și așa mai departe. E lipsă de înțelepciune, da? Așadar, premiza membralității este că există o adunare în care uh, se dorește a fi membru. Aș vrea să vă dau o definiție, așadar, intrăm într-o discuție uh, scurtă despre ce înseamnă adunarea locală. O definiție care unește mai multe aspecte, nu toate, da? puteți să veniți la urmă să-mi spuneți, frate, dar ai scăpat aspectul ăsta din ce înseamnă adunarea locală. Vă spun de la început că am lăsat o grămadă de aspecte pe din afară, că altfel n-am mai terminat mult timp de acum înainte. Vă dau o definiție scurtă, sumarea ce înseamnă biserica locală ca să înțelegem dacă vrem să fim membri sau trebuie să fim membri sau ce înseamnă să fim membri într-o asemenea biserică. Biserica locală sau adunarea locală este o comunitate de credincioși născuți din nou care se adună la oaltă constant în același loc în numele Domnului Iisus, o să repet definiția, pentru a împlini responsabilitățile și rânduielile adunării, adică botezul și cina Domnului, prin puterea Duhului Sfânt, după cuvântul lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Și acum le luăm pe rând. Sunt importante elementele acestea. Deci biserica locală, în primul rând, este o comunitate de credincioși. Da? Primul lucru pe care vreau să-l observați este că ea este o comunitate. Biserica nu este un individ. Biserica este o comunitate. Biserica, prin definiție, chiar cuvântul biserică, necesită mai mulți oameni, da? Nu poți să fii o singură biserică. Bun? Al doilea aspect. Biserica locală este o comunitate de credincioși născuți din nou. Cuvântul credincios se poate referi și la oameni religioși, oameni care întreprind niște ceremonii religioase. Biserica nu se referă la asta, da? Când vorbim despre Biserica Ortodoxă, noi nu ne referim că este o adunare locală a Domnului Iisus, da? Ea poate să numească biserică, ea poate să numească pe ei niște oameni credincioși, cred și ei în ceva, au niște idei, cred și ei în ceva, dar noi nu credem că sunt credincioși născuți din nou. Da, cred că este redundant la un moment dat ar trebui să spun doar credincioși și tot să înțelegem când spun credincioși că sunt credincioși născuți din nou. Din nefericire nu se înțelege, da? Din nefericire se folosește cuvântul credincios pentru oameni care în general cred în Dumnezeu, în Domnul Isus și așa mai departe. De asta spun Redundant, îi spun din păcate, trebuie să folosim uh, completări, credincioși născuți din nou, da? Biserica locală este o comunitate, Biserica locală este o comunitate, în al doilea rând, compusă din oameni născuți din nou. Grupuri de oameni neregenerați nu sunt, născuți, nu sunt biserici, da? Chiar dacă ei fac botez, iau cina Domnului, cântă, se roagă, poate se roagă și cântă corect, și poate unii dintre ei predică corect. Aia nu sunt biserici născute de oameni, alea nu sunt biserici ale Domnului Isus Hristos. De asemenea, grupurile mixte, dar dezinteresate de nașterea din nou, alea nu sunt biserici ale Domnului Isus Hristos. În care nu știi cine e născut din nou, dacă e născut din nou, nimeni nu se întreabă dacă sunt născut din nou. Chiar dacă ei pretind că sunt biserici, ei nu sunt biserici ale Domnului Isus Hristos, da? Deci să fie foarte clar, sunt cluburi religioase, Puteți să le spuneți cum vreți. N-au nicio treabă cu Biserica Domnului Iisus. Deci, Biserica locală este compusă din oameni născuți din nou. Asta înseamnă că trebuie să existe din partea noastră, a celor care suntem membri, în primul rând, un interes specific, da? proactiv, de a ne asigura că noi suntem născuți din nou și că ceilalți sunt născuți din nou. Altfel nu suntem biserică. Altfel nu suntem... Dacă noi am intrat pe modul ăsta, toți suntem născuți, clar că toți suntem născuți din nou, e o problemă cu noi. Da? E o problemă cu noi. Noi trebuie să ne aflăm întotdeauna într-un demers de confirmare a faptului că suntem credincioși născuți din nou. Da? Nu de suspiciune. sora Lina, oare e sora Lina născută din nou? o mm, zi, frate, că trebuie să cercetez, sora, Am văzut că duminica nu știu ce, te-ai cam așa, înseamnă s-ar putea să nu fie... Deci nu un demers de suspiciune cu privire la nașterea celorlalți din nou, da? ci un demers de confirmare a nașterii celorlalți din nou. Și în demersul ăsta s-ar putea să ajungem la concluzia câteodată că eu, care mă aflu în demersul ăsta, da, sau altcineva, nu este născut din nou. Și atunci intervin alte metode ale Harului prin care se descoperă realitatea din inima acelui om. 3. O biserică locală este formată din oameni care se adună la oaltă. Pare banal, nu? Deci nu există membralitate online. Deci noi, biserica de la Zalău, nu putem să avem... Uh, să fie clar, cineva din Suedia, din Timișoara, din Sighet, din... Whatever, da? Nu poți fi membru în biserica asta. Dacă el nu poate să fie constant aici. Acum dacă tu ești în Timișoara așa, ai privat și vin fiecare duminică aici, da, dar și aici, tu nu poți trăi în viața acestei biserici, da? decât dacă ne faci zilnic o vizită aici. Trebuie să fii parte din această adunare. Da? De aceea, biserica locală este formată din oameni care se adună la oaltă. Care se adună la oaltă. 4. Biserica locală este un grup de credincioși care se adună frecvent la oaltă sau constant la oaltă. Evident, dacă ne adunăm o dată pe an sau o dată la trei luni, noi nu suntem biserică locală. S-ar putea să fim prieteni foarte buni care veni să avem și o dată la trei luni. Asta e tot. Da? Noi nu avem o viață împreună. Când te uiți la Biserica din Faptă 2, vă aduceți aminte de mesajul fratelui Mihai despre o biserică de succes. Oamenii aceștia trăiau împreună, mâncau împreună. Deci, dacă nu mânci cu frații tăi, frecvent ai o problemă. Ați înțeles ce zic? Dacă tu nu cunoști în mod constant nevoile fraților tăi, ai o problemă. De deci ce ai o problemă? Foarte serioasă. Da? A fi parte din biserica locală înseamnă să te aduni frecvent, constant cu frații tăi. Da? Fără frecvență poți să ai părtășie cu cineva, dar nu ești adunare locală. Nu ești adunare locală. Deci eu nu mă pot duce acum, dacă mă duc să mă întâlnesc cu niște prieteni de mei la Timișoara, noi nu putem la cina Domnului. Nu putem oficia botezul și nu suntem Biserica Domnului Iisus. Suntem din adunări. Sper, ale Domnului Iisus, dar noi nu suntem împreună adunarea Domnului Iisus. Înțelegeți? Un. Cinci. Al cinci observație despre definiția pe care am prezentat o la început. Biserica locală trebuie să poată fi identificată în același loc. În același loc. Deci eu nu pot să spun acum dacă am fi online. Uh, Membrii care sunt. Uh, în fața calculatorului, ne ridicăm împreună la rugăciune și, la o, și ne rugăm prin fratele cu tare. Deci noi putem să facem treaba asta, da? Sau cântăm împreună cu cei, de la, cu cei care sunt uh, în membralitatea noastră online, da? Deci nu există așa ceva. Ei trebuie să fie în același loc, da? Dacă cineva a venit transpirat de la muncă, eu trebuie să miros transpirația aia. A, e, da? Trebuie să fiu lângă frații mei, înțelegeți -mă ce vreau să spun, da? Trebuie să fiu la oaltă, trebuie să fim împreună. Lucrul ăsta pentru unii pare uh, Deși pare banal, nu? Trebuie să ne spui că trebuie să fim în același loc, da. Pentru unii absolut necesar să fie amintit. Ca ai impresia că dacă se pot hrăni acasă cu mâncarea amestecată de alții, înseamnă că uh, sunt parte dintr-o biserică. Nu sunt. Nu sunt. Și noi am încercat să facem de cunoscut lucrul ăsta a tuturor care au intrat în contact cu noi și au zis, oh, toate bisericile sunt rele, da, sunt de acord cu voi, toate bisericile sunt apostate, sinagoga lui Satanei și noi nu ne mai ducem nicăieri. Și o să vă ascultăm pe voi pe internet. Nu. Nu mulțumesc. Noi nu vrem să încurajăm așa ceva. Nu e corect. Nu e normal. Ori Dumnezeu te-a trimis să plantezi doar două variante. Doar două variante. Ori Dumnezeu te-a trimis să plantezi o biserică acolo. Sau doi, te-a trimis Dumnezeu, spune foarte clar, să te la zalo. A, aștept o călăuzire la Dumnezeu. Nu există nicio călăuzire, altă călăuzire. De să te duci într-o biserică sănătoasă. Este un acolo? Nu. Fă-ți bagajele și mută-te. Sunt doar două opțiuni. Și la propriu, nu exagere și nici nu glumesc acum. Bun. Așa se observați. Biserica locală este formată de oameni care se adună în numele Domnului Isus Hristos. Chiar dacă noi ne mai spunem calviniști, reformați, baptiști, ne spunem poate în mai multe feluri, etichetele astea doar vor să reprezinte poate o anumită, o anumită doctrină în mod conștient. Adunarea Domnului Isus se întâlnește în numele Domnului Isus Hristos, da? Cu alte cuvinte, să-L reprezinte pe Domnul Isus Hristos. Cu alte cuvinte, nici papa, nici președintele unui cult, nici un politician, nici cineva din biserica asta nu este capul bisericii, ci Hristos este capul bisericii și prin noi, da? Care fie suntem prezbiteri, fie suntem membri în adunarea locală, noi reprezentăm pe Hristos în absolut toate lucrurile. Noi suntem conduși de Hristos, suntem sub autoritatea lui Hristos, suntem conduși de el prin cuvântul lui Hristos, spre slavă lui Hristos. Totul e despre Hristos aici. Cuvântul lui Hristos în fața noastră, dăm slavă lui Hristos, ascultăm de Hristos Hristos este capul nostru, da? Ne adunăm în numele Domnului Isus. Așa te observați. Biserica locală are rolul de a împlini, și ascultați, responsabilitățile și rânduielile adunării. Rânduielile, botezul și cina Domnului, nu există alte rânduieli. Deci nu există rânduiala căsătoriei, rânduia rânduiala binecuvântării, rânduiala ungerii cu un de lemn. Astea sunt niște practici, astea nu sunt rânduieli poruncite de Hristos pentru biserica lui. Rânduiele sunt botezul și cina Domnului. Uh fratele nostru drag păstor a avut probleme, că a crezut că biserica are numai două rânduieli. O zume, biserica are numai două rânduieli. Noi avem mai multe. avem avem cinzecimea, noi avem multe lucruri. Domnule, ne-au luat ăsta sărbătorile, da. În fine. Biblia prezintă foarte clar. Avem doar două rânduieli, două simboluri sau, în ghilimele, două sacramente. Da? Două sacramente. Biserica locală, asta e rolul bisericii locale, să administreze aceste rânduieli și să împlinească responsabilitățile pe care Hristos ni le-a dat. Le-am enumerat de mai multe ori, dar și în studiul acesta o să amintesc principalele. A opta observație. Biserica locală, am spus în definiția aceasta, împlinește responsabilitățile rândul ele prin puterea Duhului Sfânt. Și foarte important. Unii zic, voi nu credeți în lucrarea Duhului Sfânt. Nu există biserică fără Duhul Sfânt. Nu există biserică fără Duhul Sfânt. Biserica tot ce face, face prin Duhul Sfânt. Absolut tot. Ne rugăm prin Duhul Sfânt, cântăm prin Duhul Sfânt, administrăm rânduiele prin Duhul Sfânt, cina Domnului și botezul. Absolut orice facem ca biserică locală, facem prin Duhul Sfânt. nu, unii au impresia, ah, nu, trebuie să ai aparatul ăla special care s-a oprit. Duhul Sfânt, înseamnă că e la lucru Duhul Sfânt. Nu! Nu, noi facem, oricum facem totul prin Duhul Sfânt, că ne dăm seama că, că facem totul prin Duhul Sfânt sau nu, că nu suntem totdeauna conștienți de asta, noi facem totul ca biserică prin Duhul Sfânt. Dar este important ca noi să conștientizăm că facem totul prin Duhul Sfânt. De aceea ne rugăm pentru iluminarea Duhului Sfânt, pentru împuternicirea Duhului Sfânt. Da? Cerem în mod constant, în momente precise ale întâlnirilor noastre, manifestarea prezenței puterii și plinătății Duhului Sfânt. Da? Cerem în mod conștient, prin rugăciune, lucrul acesta, pentru că recunoaștem în felul acesta că nimic din ce facem nu poate fi făcut fără lucrarea Duhului Sfânt. Da? Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. De aceea ne rugăm constant și avem un moment de rugăciune pastorală, de exemplu, în care în mod conștient, clar, explicit, cerem ca Duhul Sfânt să se manifeste în adunare. Prin lucrarea cuvântului. Da? Pentru că tot ce face Dumnezeu în adunarea Lui o face prin Duhul Sfânt. Am menționat în definiție că facem aceste responsabilități, le îndeplinim și administrăm rândurile după cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, noi niciodată n-ar trebui să avem, că mai avut momente din astea, să avem momente din astea în care mă duc cu fratele Mihai, zic, frate, ce să facem? Și ne dăm amândoi cu capul de masă. Ce să facem în adunare? Cum să rezolvăm niște lucruri? Asta zic, bă, nu... Să așteptăm, ori să zic, mă, trebuie, să la vânt, trebuie să primim ceva revelație, să știm ce să facem cu adunarea asta. Nu. Trebuie să ne rugăm și să deschidem revelația Sfântei Scripturi. Da? Tot ce face biserica trebuie să poată fi indicat în Sfânta Scriptură. Cu alte cuvinte, componentele închinării noastre, rugăciune, predicare, cântare, trebuie să fie găsite în Scriptură. Conținutul acestor elemente, ceea ce mă rog, ceea ce cânt, ceea ce predic, trebuie să fie găsit în Sfânta Scriptură. Da? Deci nu doar componentele închinării, ci și conținutul închinării trebuie să fie găsit în Sfânta Scriptură. Da? Trebuie să fie găsit în Sfânta Scriptură. Și noi considerăm că și structura închinării noastre este revelată pe paginile Sfintei Scripturi. Da? Nu trebuie să ne batem noi capul și să inventăm noi acum tot felul de lucruri. Da? Și în final, 10. Biserica trăiește în toate lucrurile acestea pentru slava lui Dumnezeu. Pentru slava lui Dumnezeu. Adică scopul pe care noi ni l asumăm conștient ca adunare este nu ca să fim relevanți, pragmatici, satisfăcători, acceptați, sau cum spunea cineva din comunitatea de Cluj, bă, pe voi nimeni nu vă place. Pe voi nimeni nu vă place. Nici nu ne interesează să ne placă cineva. Nici măcar nu ne interesează. Dar nu ne, suntem adunarea liberală de la bloc, nu suntem noi angajați într-un demers din ăsta de a fi neplăcuți pentru oricine. Nu cineva în lumea asta care ne place? Hai să facem ceva ca să nu ne placă ăștia. Nu știu dacă... Eu nu bat capul cu lucrul ăsta, da? Vine și capul lucru, cu lucrul ăsta. Scopul nostru este să placem lui Dumnezeu. Și atâta timp cât facem lucrurile după cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne îndoim vreodată că îi placem lui Dumnezeu. Și nu trebuie să ne simțim vreodată cumva afectați. Vai, mi-a spus, nu știu ce, sinagoga satanică nu le place de noi. Păi <gântu> cât o să sufere și o să plâng. Și avem două batiste pe, din asta care îl umplem cu lacrimi pe ascuns că nu știu cine nu ne place. Și credeți-mă că nu-mi pun niciodată problema asta. Da? Singura problemă pe care mi-o pun e să nu fiu o pricină de potecnire și să nu fie hulin numele Lui Dumnezeu pe drept, pentru că am făcut niște porcării sau niște prostii. Asta e singura mea preocupare, da? Asta e singura mea preocupare. Nu, vai, am, plin... am fost prea după Sfânta Scriptură, cum spunea la un moment dat cineva, uh, domnule, ăsta e, uh, e, e, prea optimist, e prea optimist, predică lucrurile prea, e prea optimist. Nimeni nu poate să împlinească lucrurile astea. Asta însemna să fim desăvârșiți, da? Oh, mă, ce deranj. Deci biserica trăiește în toate și caută în mod conștient să trăiască în toate lucrurile pe care Dumnezeu ne le poruncește pentru slava lui Dumnezeu. Pe noi nu ne interesează să fim acceptați, apreciați, adorați și cu atât mai puțin să fim acaparați de lumea aceasta. Bun. Acum aș dori, pornind de la ce este o biserică locală, înțelegând ce este o biserică locală, să facem puțin o teologie a membralității. Cu alte cuvinte, ce stă în spatele membralității? De ce ar fi necesară membralitatea? Ce face necesară membralitatea? Deci ce nu putem noi pur și simplu să venim miercurea, duminica, să ne întâlnim aici? Deci ce ar trebui să fim uh, membri? Sunt niște fundamente teologice, sunt niște piloni biblici care arată că este necesară această membralitate. Și eu zic că da. În primul rând, în primul rând, Evanghelia produce membralitate. Evanghelia face necesară membralitatea. În ce fel? Și aș vrea să gândiți, vă gândiți în trei fel, în trei faze cum sau în trei etape cum Evanghelia produce în mod... Evident, membralitatea. Evanghelia, în primul rând, produce oameni mântuiți, da? Când se proclamă Evanghelia, când se proclamă mesajul mântuirii prin Domnul Isus, oamenii sunt mântuiți. Ăsta e primul, prima etapă. Deci, Evanghelia produce oameni mântuiți. Bun? Evanghelia este prefigurată în oamenii aceștia mântuiți prin botez. De deci, ce nu zic? Sunt mântuiți, super am încheiat -o. Nu. Omul ăsta este mântuit prin Evanghelie și omul ăsta prefigurează Evanghelia care l-a mântuit în botez. El a murit și a înviat împreună cu Domnul Isus Hristos. Și a treia etapă este că Evanghelia strânge pe oamenii ăștia mântuiți și botezați, îi strânge la un loc. Și asta este biserica. Da? Astea sunt cele trei etape. Îi mântuit, declară mântuirea asta prin botez, da? o arată prin botez, o prefigurează, da? o simbolizează prin botez și oamenii aceștia care au fost mântuiți și au arătat mântuirea lor prin botez sunt strânși la oaltă și se creează părtășia celor mântuiți. Da? Evanghelia face necesară membralitatea. Însă și Evanghelia, dacă crezi în Evanghelie și ai înțeles Evanghelia, trebuie să înțelegi și membralitatea. Dacă nu înțelegi membralitatea, dacă nu înțelegi membralitatea, întreabă-te dacă înțelegi și Evanghelia. Dacă înțelegi ce Evanghelia. Doi. Doi. Membralitatea, într-un fel, ne Arată care este legătura dintre mântuire sau dintre doctrina despre mântuire, soteriologie, cum este numită, și eclesiologie, doctrina despre biserică. Și aș vrea să vă uh, explic puțin lucrul acesta, da? Membralitatea leagă soteriologia, doctrina despre mântuire, de eclesiologie, doctrina despre biserică. Cum? Cum? Când suntem mântuiți, noi suntem legați de capul bisericii de Domnul Isus, da? Când suntem mântuiți, suntem legați de Domnul nostru Isus Hristos, da? Membralitatea este ceea ce ne leagă nu doar de cap, ci și de trupul acestui cap, da? Eu pot să că ah, eu am o relație personală cu Domnul Isus. Dacă ai o relație personală cu Domnul Isus, vei avea o relație personală și cu trupul Domnului Isus. Nu numai cu capul bisericii, ci și cu trupul, da? Local al Domnului nostru uh, Isus Hristos. Cu alte cuvinte, legătura mea cu Hristos se va materializa vizibil în legătura mea cu cei ce sunt ai lui Hristos. Adică ceilalți frați. Da? Eu sunt legat nu doar de cap, ci sunt legat și de trup. Eu nu pot să zic că slăvesc pe capul bisericii care este Domnul Iisus Hristos. Puh, ce cu pocăiții biserică? Nu trebuie adunătura asta de nepocăiții. Și de uite ce-au făcut ăla, ce-au făcut ăla, ce-au făcut ăla. Deci nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Dacă sunt legat de capul bisericii, membralitatea mă, mă leagă de trupul acestui cap, da? Cu alte cuvinte, membralitatea face legătură între convertire și comunitate. Eu sunt convertit, sunt mântuit, sunt convertit. Membralitatea face legătură între cei convertiți, doar cei convertiți, și comunitatea celor convertiți. Da? Asta face membralitatea. Te leagă pe tine care ești convertit de comunitate. Sau, altfel spus, deși membralitatea nu te mântuie. Faptul că te-ai făcut membru sau vrei să fii membru într-o biserică asta nu te mântuie, totuși, membralitatea este un efect al mântuirii. Este un efect al mântuirii. Pentru că numai cei mântuiți vor deveni membri unei biserici. Da? Este un efect al mântuirii. Ea mă leagă de ceilalți mântuiți, membralitatea. Da? Ei sunt deja mântuiți, eu sunt mântuit, sunt oameni mântuiți mulți aici, da? Eu sunt mântuit aici. Membralitatea mă ia pe mine ăsta mântuit și mă adaugă la ceilalți mântuiți. Sau altfel spus. Membralitatea mă trece de la aspectul individual al mântuirii, că noi zicem, am o relație personală cu Domnul Isus. Ce bine sună. Am o relație personală. Cu alte cuvinte, când eu spun personal, mă refer individuală. Nimeni nu interferează în relația mea personală cu Domnul Isus. Și așa este. Dacă ai naufragia și ai fi singurul care îi scăpa dintr-un naufragiu pe o insulă, tu ai fi în continuare mântuit fără biserică pentru tot restul vieții tale. Dar dacă te duce în China să fii misionar sau într-un loc de pe planeta asta unde nu mai este nimeni mântuit și 30 de ani nu se pocăiește nimeni, tu ai fi în continuare mântuit. Dar, în mod normal, membralitatea leagă aspectul acesta individual al mântuirii de aspectul corporativ. De aspectul corporativ. Da? De aspectul corporativ. Este un aspect individual și, din păcate, mulți au supraestimat aspectul acesta sau l-au exagerat în detrimentul aspectului corporativ. Aspectului corporativ. Da? Deci asta e, legătura, asta e legătura pe care membralitatea o face între mântuire și biserică. Membralitatea mai mult leagă momentul mântuirii de perioada maturizării noastre. De exemplu, dacă ai fi într-un bar și cineva a uitat acolo broșura ce este un creștin, da? sau ce înseamnă să fii creștin al fratele Mihai Levi Marian, și -o, cineva a luat, a, mi-a dat și sau -o, și-a -o lăsat -o într-un bar, și tu, cineva e într-un bar și citește aia, și Dumnezeu îl cercetează. Și el e mântuit în barul ăla. Ascultați-mă, el e mântuit în barul ăla. Membralitatea și ce face? Îl leagă, leagă, momentul mântuirii sale de momentul maturizării sale. Cu alte cuvinte, el, deși a fost mântuit în barul ăla, el nu se zice că eu aici l-am primit pe Domnul Isus, eu aici vreau să fiu membru pentru tot restul vieții mele. Nu, el poate să fie mântuit în barul ăla. Ascultați-mă, poate să fie mântuit în barul ăla. Da? Poate să fie mântuit în barul ăla, dar maturizarea sa, nu mântuirea sa, Maturizarea asta nu poate avea loc în cadrul ăla. Înțelegeți? El a primit acolo noua viață în Hristos, ca a citit o broșură evanghelistică. Dar dezvoltarea, maturizarea acelei vieți nu poate avea loc decât în cadrul unei adunări locale. Ceea ce îl, îl leagă pe el, ceea ce leagă momentul mântuirii sale de perioada maturizării sale este membralitatea. El trebuie să devină membru într-o adunare. O adunare în care el se va dezvolta spiritual. El nu se va putea dezvolta spiritual în continuare lângă colegiului de băutură. Nu se va putea. Da. Dumnezeu a creat un cadru spe, specific în care el se dezvoltă. Dez, o, oricât a spune, Domnul, eu am fost mântuit nu știu cum. Super. Nu, nu voi nega lucrul ăsta dacă sunt evidențiale ale nașterii tale din nou. Dar maturizarea ta depinde de ceilalți frați. Și de cine de ăștia? Da, exact de aia. Maturizarea ta depinde de aflarea sub autoritate în biserică. Cine să fie mie pastoral? Exact. Maturizarea ta depinde să fii membru într-o adunare locală. La care adunare locală de la bloc? Exact. Exact. Maturizarea ta depinde să fie o legătură frățească. Cum aia să fie frații mei? Da, exact aia să fie frații tăi. Înțelegeți? Maturizarea ta depinde să fii aici la închinare, să fii supus sub disciplinarea bisericii. Cine? Alții să mă disciplineze pe mine? Să mă supravegheze alții pe mine? Să mă scormonească alții pe mine? Exact, domnule, ai înțeles exact. Maturizarea ta, viața ta creștină depinde de asta. Mântuirea ta nu depinde de asta, dar maturizarea ta depinde de asta. Viața ta, dezvoltarea vieții tale creștine depinde de, de lucrul, acesta, de lucrul acesta. Și încă un aspect teologic al membralității. Membralitatea ne separă de lume și ne adaugă în biserică. Sună foarte bine când citiți fapte 2, dar vreau să gândiți puțin. Sună foarte bine ce spune aici. Spune așa. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Înțelegeți? E aspectul ăsta pozitiv. Cine se botează vine membru biserică. Sunt și o parte din biserica cu tare. Dar în Întrebați-vă ce înseamnă asta pentru lume. Înțeleam o separare. Pentru că mai înainte de versetul ăsta spune așa și cu multe alte cuvinte, exact versetul anterior. Da, m-am adăugat la biserică, super, m-am făcut membru în biserica asta. Dar știi ce spui tu lume prin lucrul acesta, prin membralitate? Tu nu spui doar că faci parte din biserică, ci mai spui un lucru. Înainte de versetul ăsta, Petru sau ceilalți îndemnau și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Nu înseamnă că mă pot mântui singur. O, am ieșit din păcat. Nu asta vreau să spună. Separați-vă! Și imediat versetul următor spune s-au botezat și s-au alipit la biserică. Deci membralitatea ta într-o biserică arată că faci parte din poporul Domnului Isus, dar este o expresie vizibilă pentru lume că te-ai separat de ei. Da? Când spun eu fac parte din biserica cu tare, înseamnă că nu faci parte din altcineva. Sau din altceva, dintr-un alt grup, da? Dintr-un alt grup. Și uh, pentru seara aceasta voi încheia cu necesitatea membralității. Necesitatea membralității. De ce? Cum ne arată Biblia că membralitatea este necesară? Sau ne învață Biblia undeva că membralitatea e necesară? Astăzi sunt oameni care pun la îndoială lucrul ăsta. Și poate noi care nu punem la îndoială, poate îl luăm de apucat. Zicem, da, nu, trebuie să fim membru într-o biserică locală. Trebuie să fim membru într un uh, Mă refer membru într-o biserică locală. Aveți în vedere definiția pe care am prezentat-o mai înainte. Vă, vă spun o întâmplare dintr-o. Uh, recentă de duminica trecută. Știți că am fost uh, într-o biserică pentecostală și am predicat la o evangelizare, o întâlnire de tineret evangelistică. Și la sfârșit, o soră a venit și m-a întrebat, probabil care cunoștea puțin în jurul aici sau zona Zalăului, m-a întrebat frate, din ce biserică ești? Vedeți, avea un concept de membralitate. Frate, din ce biserică ești? Ești din biserica nu știu care? pe nici nu le știu măcar. Nu, soră. ești biserica numărul 2? Nu, soră, nu-ți nici ce A, Ai ești de la baptist, Da, sunt de la baptiști. La care baptiști? La biserica aia? Nu, soră. La biserica aia, la le știa. Nu, soră, nici la aia. Bine, eu picat fața când ne-am spus că nu zic la Pentecostale, a picat fața două ori când ne-am spus că nu zic la ce -o biserică baptist pe care o cunoaște ea și a picat fața de tot în ghilimele, a fața de tot când ne-am spus, soră, îți, îți parte dintr-o biserică, îți membru într-o biserică baptistă independentă. Puff! Și au pierdut toate cuvintele. Pentru că mintea ei nu există conceptul de membru într-o adunare locală care nu-i sub conducerea unei alte comunități care nu și el conducerea, dar, dar sistemul piramidal. A, țineți minte, când vorbesc despre membru și necesitatea unei membralități, mă refer la o membralitate în biserica locală. Nicăieri în Biblie nu spune, Petru nu spunea, voi în ce cult sunteți? Noi suntem în cultul lui Ioan mm, Va trebui să vă mutați în alt cult. Că avem noi un cult upgradat, da? Care a trecut la următorul soft. Ei cred și în Domnul Isus Hristos și în Duhul Sfânt, veniți la noi. Deci nu exista discuția asta, da? Sau voi zice, noi suntem cultul samaritenilor. Bun, bun, sunteți recunoscuți de stat. stat. Mă, încă avem probleme cu Pilat, dar până la urmă o să o rezolvăm. Sau cine știu eu cine domnea pe acolo ca abanam. Deci nu există așa ceva în Biblie, da? În Biblie există membralitate în biserica locală, stop, nu există nimic altceva. Oricine ar căuta și ar încerca să vă împuie capul, da, 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 suntem de acord cu voi, dar aveți în vremea în care noi trăim e necesar ca să povești nemuritoare. Ne uităm în Biblie de ce este necesară membralitatea. Cum ne arată Biblia că este necesară membralitatea? În primul rând, vă dau o dovadă. Este singura modalitate prin care membrii pot îndeplini responsabilitățile unul față de altul. Singura modalitate. Deci puneți-vă pe o foaie când o să vă dau. Sau căutați dumneavoastră singur când o să precizăm acele responsabilități ale membrilor. Puneți-vă pe o foaie responsabilitățile acelea și întrebați-vă următorul lucru. Cum pot eu să îndeplinesc responsabilitatea asta față de cineva din adunare dacă nu știu că e membru în adunare? Dacă există așa o zonă gri, nu știi nici dacă s-a nici a membrii adunării și Biblia spune o, fă asta față de frații tăi, dacă tu nu știi că sunt frații tăi, că sunt membri în adunare, cum să țin de îndeplinești responsabilitățile aia? Ascultați de exemplu. Să ținem fără șoveire la mărturisirea nădejdei noastre că credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să nu părăsim adunarea cum au unii. Care unii? Sunt unii prieteni noștri care vin în adunare. Pentru ei cuvântul ăsta? Care ei niciodată nu au mărturisit pe Domnul Isus Hristos? Nu! Să ne îndemnăm unii pe alții. Cine să ăștia unii? Cine să ăștia alții? Vedeți, în însăși, în însăși expresiile asta e conținut ideea, conceptul de membralitate. Da? Când zice unii pe alții. Unii și alții sunt parte dintr-o adunare locală. El nu se referă. Du-te în Roma sau unde ești tu și îi spune, mai vine la adunare. Ce adunare? Păi adunarea creștină. Care adunare creștină? Aia de acolo. Nu știu despre ce vorbești. Biblia mie îmi spune să ne îndemnăm unii pe alții, să nu părăsim adunarea. Deci e clar că se vorbește despre membrii adunării și multe alte responsabilități. Deci necesitatea membralității este arătată pentru că este singurul mod prin care membrii pot îndeplini responsabilitățile unul față de celălalt. Doi, necesitatea membralității este arătată prin faptul că ea stabilește cadrul uceniciei în față de Domnul Isus Hristos. Ia zice ce spune Scriptura. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Cum? Botezându-i, și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Față de cine avem responsabilitatea să învățăm tot ce ne-a poruncit Domnul Isus? Pe cei pe care am botezat. Cei care au fost botezați, ce au devenit prin botez? Membri în adunarea locală. Eu, pe oamenii de afară, nu trebuie să învăț tot ce mi-a poruncit Domnul Isus. Ascultați, nu trebuie să învăț, ci trebuie să evangelizez întâi de toate. Trebuie să evanghelizezi întâi de toate. Dacă am evanghelizat și îți mântuiți, trebuie să fie botezați. Dacă îți botezați, înseamnă că sunt membri a adunării Coale și doar așa poate să fie ucenicizat. Doar așa poate să fie ucenicizat. Da? Într-un sens larg, ucenicia este inclusă în însăși conceptul evanghelistic. Dar primul pas nu este să-l învăț eu despre ce trebuie să facă el ca ucenic al Domnului Isus, dacă nici măcar nu e unul. Și trebuie să învăț că trebuie să fie mântuit. Da? 3. Necesitatea membralității este arătată prin faptul că doar așa prezbiterii pot să se îngrijească de turmă. Ia zice ce spune. Luați seama, dar la voi înși vă și la toată turmă. Care? Însă și turma, da? Dacă te duci de la Zălău la Cluj, ai să vezi la un moment dat mai multe turme. O, ăla, Ciobanu știe exact câte oi are. El știe care e turma lui. El îmi spune, acum sunt 30, mâine sunt 50, poi mâine sunt 20. Dar nu contează. Cât timp îți câțiva aici, cât timp îți doi, nu unu, înseamnă că am o turmă. Și am grijă de el? Nu există așa ceva. El știe exact câte oi sunt în turma aia. Însă și ideea de turmă da? E, implică că să știe exact câți oameni sunt acolo. Peste care va a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Eu trebuie să știu pe cine a câștigat Domnul Iisus cu sângele lui. Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai mari voștri. Dacă n-ar fi niște mai mari peste adunare și nu s-ar ști cine e adunarea, și ar veni unul aici și -o spune, lor opriți-vă, eu vreau să facem de azi așa. Ascultați el. Păi unii s-ar putea să asculte, dar membrii adunării n-ascultă. Că păi membrii adunării știu foarte clar cine sunt mai mari care au fost puși de Duhul sunt acolo, care priveghează asupra sufletelor lor ca unii care au să dea socoteală de ele. De ele care? De sufletele care sunt membri în adunare, da? Pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând că așa ceva nu va fi vouă de niciun folos. 4. Membralitatea, necesitatea membralității este arătată prin faptul că este singura modalitate prin care se poate păstra puritatea bisericii prin disciplină. Ia zic ce spune Biblia. 1 Corinteni 5 cu Și voi v-ați și nu v-ați mântuit mai degrabă pentru că cel ce a săvârșit faptul aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Acum, dat afară din mijlocul vostru poate să însemne două lucruri. 1. Ce au trebuit să facă frații uneori aici cu cineva care a tulburat adunarea sau cu cineva care a fost bețiv. În ambele cazuri au fost dați afară la propriul fizic, din locul nostru, da? Dar nu au fost dați afară din membralitatea bisericii, pentru că nu au făcut parte niciodată din ea. Corect? Din câte știu eu, niciun bețiv nu vă fost dată și nici nu e membru în biserica asta. Voi știți? Voi nu, nu. Sper că nu știți. Sau dacă știți, aveți o problemă. Trebuie să fiți disciplinați că nu știm și noi și trebuia rezolva problema. Bun. Dar e clar că la ce se referă autorul aici este dat afară din membralitatea adunării. Păi cum să-l dau afară dacă nici măcar nu știu cine e membru în adunare? Cum să-l să disciplinez pe cineva care nu știu dacă e membru în adunare? Sau 1 Corinteni 5 cu 13. Că despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Deci pentru Apostolul Pavel și pentru Corinteni era foarte clar, delimitat. Cine sunt cei de afară și cine sunt cei de înăuntru. Păște de înăuntru e datoria noastră să-i judecăm și să spune pe cei de afară îi judecă? Dumnezeu, eu nu pot să-i disciplinez pe ea, nu-i datoria mea. Dați afară, dar din mijlocul vostru pe răul acela. Da? E ultima fază de disciplinare aici. 5. Necesitatea membralității este arătată prin faptul că membralitatea este o mărturie publică și continuă dată lumii despre Hristos. Da? Dacă, ascultați-mă, dacă nu există o distinție clară între lume și biserică, noi transmitem un mesaj confuz lumii acesteia, da? pentru că vor fi unii necredincioși care ar putea poza înainte lumii că sunt al lui Hristos și ei nu sunt. Și dau o mărturie falsă. Au de exemplu, fapte 2 cu 47. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Deci se face clar distinție între ei și norod. Da? Mărturia era clară. A ăstora care sunt numiți aici ei, care erau plăcuți înaintea întregului norod. Norodul era deoparte, ei erau deoparte. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor, da, ăstora să știa numărul celor care sunt în adunare, da? Pe cei ce erau uh pe cei ce erau mântuiți. Asta e singurul mod în care putem da o mărturie clară, publică, continuă, lumii acestea despre cine este uh, Domnul Isus, cine este trupul lui. 6. Uh, membralitatea creează cadru pentru împărtășirea la cina Domnului. Uitați, 1 Corinteni 11, 11 cu 20. Când vă adunați, dar în același loc, când vă adunați, dar în același loc, da? Nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Trebuiau să ia cina Domnului și ei, fiindcă făceau tot răboiul acolo, nu mai puteau să ia cina Domnului dar este foarte clar aici că cina este doar pentru biserica locală. Da? Și membralitatea ne ajută să identificăm cine sunt oamenii care trebuie să participe la cina Domnului. Sunt adunări care au o membralitate super deschisă. Oricine vine acolo și să pretinde creștin poate să ia din cina Domnului. Absolut oricine. Nu vezi în Biblie asta. În Biblie, membrii care erau parte dintr-o adunare locală uh, luau cina Domnului. Și în final, și așa am încheiat, membralitatea îi provoacă pe cei care nu sunt membri. Și n-ar putea să-i provoace pe cei care nu sunt membri dacă n-ar exista o membralitate. Da. Noi n-am putea să promovăm pe cineva prin simplu fapt că suntem membri în adunarea asta, dacă n-am fi membri în adunarea asta, așa ar fi așa. Nu mai venit aici, ca la piață. Sau ca la mol. Prin simplu fapt că suntem membri, este o provocare pentru ceilalți. Da. Ia auziți, de exemplu, fapte 5 cu 31. Și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipiască de ei. Acum, ce credeți? Că nu, nu, aveau, nu cutezau să asculte cântările lor, rugăciunile lor, predicile lor? Asta nu cutezau. Hei, mi-e frică să-l aud pe, predi, pe Petru rugându-se. Mi-e frică să-l aud pe ăștia cum cântă. Asta nu cutezau? Nu. Nu cutezau să devină membri, da? Să facă pasul hotărător de a se pocăi și de a crede în Domnul Isus și de a veni membri în adunare. Dar norodul îi lăuda cu gura mare. Așa suntem o mărturie biserica ne, oamenii din afara bisericii ne identifică, da? ne identifică, știu cine suntem noi. Și ce e interesant? Interesant că uneori necredincioșii se pare că au un concept mai uh, nu mai sănătos biblic ca și conținut decât noi dau, au un concept mai, mai despre membralitate, că spun, domnule, e pocăit. Și pac, l-o scos imediat, l-o delimitat. -apoi, deci, dar eu nu mă duc la nicio adunare. Ne pocăi, nu îl doare capul. El știe că tu crezi și cred pocăițe. Da? Și spune automat, domnule, tu trebuie să faci parte din... Tu ești de-al lor. Și dacă tu ne spui, nu, dar eu nu să... uitați de exemplu, când le explicăm, încercăm să le explicăm la oamenii din lume, a, tu ești pocăit din ăla de acolo, de la biserica de cutare. Nu, nu, nu este de, Nu nici de la aia. A, că știu că ești de-al lor. Poți să ne tu. el într-un fel te-a încadrat, da? Și el îți spune, domnule, e necesar să fii membru undeva. La pocăiți de-a voștri, în o biserică de-a El nu face el diferența între toate culorile. Chiar dacă tu vrei să-i faci diferență, și pentru noi ne interesează să facem distinție între toate culorile denominaționale, de el te identifică ca parte din grupul acela. Trebuie să faci parte, da? Pentru mărturia, și mărturia adunării, face necesară membralitatea. Face necesară uh, membralitatea.